V-aș ruga să-mi spuneți ce înseamnă în cariera dumneavoastră întâlnirea cu acest rol. Geniul shakespearian face întotdeauna din întâlnirea unui actor cu dramaturgia lui un mare eveniment. Nu-i greu de presupus cât de greu îmi este mie acum să vorbesc despre întâlnirea mea cu Macbeth. Cuvinte ca emoție, răspundere, pasiune, chiar frică, mi se par prea sărace, aș putea spune chiar un lanț de banalități în comparație cu senzurile copleșitoare pe care ar trebui ele de fapt să le exprime în acest caz. Vă închipuiți că ridică probleme de interpretare uriașe. Dar cred și plină de satisfacție după trecerea momentului. Sau poate chiar în momentul însuși. Da, este foarte greu de descris senzațiile pe care le poate trăi un actor în momentul în care spune un asemenea text și el nu poate să-și găsească bucuria decât în felul în care simte atenția spectatorului concentrată asupra lucrurilor care se întâmplă pe scenă. Premiera a avut loc de curând, totuși câteva spectacole au fost prezentate publicului. Ați avut această satisfacție de care îmi vorbeați? Da, mie mi s-a părut că publicul ascultă prin spectacolul nostru cu sfințenii textul marelui Shakespeare.